pentru a regla supapele la motorul de 2866, motor de MAN Euro 3 pe pompă de injecție. Trebuie în primul rând să cunoaștem ordinea de funcționare a cilindrilor. Aceasta este 1, 5, 3, 6, 2, 4. Și poziționarea supapelor. Poziționarea este supapă de admisie, evacuare, admisie, evacuare, admisie, evacuare, admisie, evacuare, admisie, evacuare, admisie, evacuare. Toate chiuloasele sunt la fel, sunt interschimbabile între ele și chiuloasa și semichiuloasa, doar injectorul pe cilindru 1 este injectorul cu fir care citește impulsul de injecție. Pentru aceasta, pentru a regla să ne fie mai simplu, vom considera pistonul care îl urmărim și pistonul pe care îl reglăm ca să facă un număr mai mare decât numărul cilindrilor. Adică aici avem 6 pistoane, să ne dea cifra 7. Asta înseamnă că vom roti motorul în poziția lui de lucru, în sensul său de lucru, urmărind ca supapa de admisie pe pistonul 1 să fie acționată, început de admisie. Aceasta este supapa de admisie, aici avem sfârșit de evacuare, început de admisie pe pistonul numărul 1. Și vom regla pistonul numărul 6, pentru că 1 cu 6 fac 7. Aici se reglează 0,40 pe admisie, 0,60 pe evacuare, 0,40 la tachetul de la, de la EVB-ul. Următorul care îl facem, 1,5. Urmărim admisia atacată pe pistonul numărul 5 și facem pistonul numărul 2. 1,5,3. Admisia atacat, facem pistonul numărul 4. 2. Admisia atacat, facem pistonul numărul 5. Aici. 4. Ultimul cilindru și facem pistonul numărul 3. Reglarea se face slăbind cu o inelară sau o cheie de 14 contrapiulița și cu un nimbus de 5 slăbim șurubul de reglaj. Iar aici vine băgată lera. Lera trebuie să culiseze ușor sub supapă. Jocul la tacheț a fost făcut și reverificat. Acesta e un joc corect. Aici avem acționată supapa de evacuare. Iar început de acționare aici este acționată. Hai să vedem unde sunt. Acționați. Avem cele două supape de admisie, punte între ele, tachetul, sistemul de reglare. În spate este tija care se duce în jos până la axul cu came, care este în blocul motor. Supapa de evacuare, le vine ulei din bloc, aici este injectorul, avem fixarea lui pe chiuloasă, ține presat,